Acatistul Sfintei Cuvioase Teofana Basarab. Pe Cuvioasa Teofana să o laudăm pe odrăslirea cea din neamul basarabilor, ca aceasta depădând pădând slava cea deșartă și răbdând multe necazuri și întristări, nevoințe puznicește a luat asupra sa. Acestia să-i cântăm, bucură-te cuvioasă Maică Teofana, mult nevoitoare! Îngerii și oamenii cinstesc astăzi cu bucurie pe cuvioasa Teofana pe care a rodit o neam românesc și care a lumina ținuturile Bulgariei cu viața ei sfântă, cu nevoințele și cu îndelungată răbdare a multor necazuri prin care a dobândit harul Duhului Sfânt, iar noi o lăudăm după vrănicie zicând: bucură Fica țării românești, bucurăte te binecuvântare, pentru poporul bulgar, bucurăte te ocrotitoare românilor de pretutinde, bucură-te, apărătoare a ortodoxiei, bucurăte te pilda a soților și a mamelor creștine, bucurăte te ctitoră de sfinte lăcașuri și mănăstiri, bucurăte ostenitoare, la răspândirea scrilor sfinte, bucură-te, sprijinitoare, darnică, a tuturor celor săraci, Bucură-te rugătoare, isihastă, plină de har, bucură-te ceea ce ai suferit fără cârtire, întristări și umilințe, bucură-te monahie stăruitoare, în postiri și privegheri, bucură-te rugătoare în ceruri pentru mântuirea noastră, bucurăte te cu vioasă, Maică Teofana, mult nevoitoare, rod binecuvântat al celui din tâi domn al țării românești fost fericită, și ai adus bucurie părinților tăi, iar țara întreagă, văzându-te pe tine, întâiul vlăstar domnesc a dat slavul lui Hristos, dătătorul de viață, cântând Aliluia. Dar a lui Dumnezeu ai fost socotită de părinții tăi și de aceea la botez ai primit numele de Teodora, pe care l-ai împodobit cu harul Duhului Sfânt, revărsat din belșug asupra ta, prin tainele bisericii pentru care îți grăim. Bucură-te, rod ales din rădăcină de neam domnesc, bucură-te, primitoare, acele de a doua naștere prin botezi, bucură-te, cea pecetruită cu darul Duhului Sfânt, bucură-te, cea hrănită cu pâinea vieții la Sfânta Liturghie, bucură-te, cea crescută în iubire de Dumnezeu, bucură-te, ceea ce din pruncie ai cunoscut Sfintele Scripturi, bucură-te, pruncă, deprinsă cu smerită rugăciune, bucură-te, milostivă iubitoare de semeni, bucură-te, ceea ce ai îndrăgit slujbele sfințitoare ale bisericii, bucură-te, căutătoare a desăvârșirii, bucură-te, păstrătoare a curăției, bucură-te, fică, prin credință a Împăratului Hristos, bucură cu fioasă Maică Teofana, mult nevoitoare! Ascultătoare-ai fost părinților tăi, după porunca lui Dumnezeu, știind că rugăciunile părinților îndăresc temelile casele copiilor, de aceea, supunându-te, cu bună bunăvoință sfatului tatălui tău, ai primit a fi soție despotului bulgar Ivan Alexandru și ai cânta Mântuitorului Hristos. Aliluia! Cu evlavie ai primit taina cununiei și ai făgăduit să fii credincioasă soțului tău până la sfârșit aducând bucurie poporul român și celui bulgar, înfrățite prin aceea sfântă credință drept măritoare, pentru care aduce în sie aceste cântări, bucură-te rugătoare pentru soți și copii, bucură-te mișlocitoare pentru neamul tău, bucură-te ceea ce aduci bună înțelegere între popoare, bucură-te ceea ce e binecuvântat Dunărea cu trecerea ta, bucură ceea ce ești luminătoare, tainică, a Balcanilor, bucură-te, soție devotată, a soțului credincios, bucură-te, ceea ce-ai preschimbat casa în lăcașa al rugăciunii, bucură-te, cea hrănită zilnic din cuvintele Scripturii, bucură-te, cunoscătoare și următoare a veților sfinților, bucură-te, ocrotitoare a soților și doritoare de prunci, bucură-te, călăuzitoare, a familiilor creștine, bucură-te înțeleaptă, chivernisitoarea casei tale. Bucură-te, cu mai Maică Teofana, mult nevoitoare, cu binecuvântarea lui Dumnezeu, ai adus pe lume o fică și trei fii, cărora le-ai sărit în suflet dragostea de Hristos, rugăciunea, smerenia și înțelepciunea, pregătindu-i astfel să devină dregători creștini și drepți ca în cuget curat să cânte totdeauna prea sfintei trăim. Aliluia! Pe pururea Fecioara Maria, născătoare de Dumnezeu, ai avut-o ca pildă, dar și ca mijlocitoare caldă în greutatea vieții. Binecuvântată de harul ei, ai fost soție credincioasă și mamă iubitoare pentru fii tăi, pentru care strigăm ție, bucură-te viță, bine roditoare, în trup și în duh. Bucură-te, mamă călăuzită de Maica Domnului, bucură-te, hrănitoare, grijulie a fiilor tăi spre creștere trupească, bucură-te ceea ce și sufletește ei crescut prin bune obiceiuri, bucură-te ceea ce le-ai insuflat dragostea de Hristos, bucură-te ceea ce le-ai sărit în suflet milă față de semeni, bucură-te ceea ce ai împletit credința cu iubirea de neam. Bucură-te ceea ce ți-ai crescut copii în Sfânta Ortodoxie, bucură-te rugătoare pentru părinți și copii. Bucură-te pilda mamilor creștine, bucură-te călăuzitoare a pruncilor nevinovați. Bucură-te ocrotitoare a tinerilor care au trebuință de îndrumare. Bucură-te cu vioasă Maică Teofana, mult nevoitoare. Când soțul tău a devenit țar a toată Bulgaria, ai primit și tu fericită vrednicia împărătească, dar în cugetul tău ai înțeles că această cinstire este vremelnică și aducătoare de multe întristări, iar pe tine însăți să te numești cu zmerenie roaba lui Hristos împăratul tuturor, căruia îi cântai Aliluia. Domnind ca o împărăteasă în cetatea Târnovo, ai nesocotit-o dihna și în lesnirile palatului lucrând spre zidirea duhovnicească a poporului și a conducătorilor săi. De aceea ai stăruit pururea în rugăciune, în nevoință și în lucrarea faptelor de milostenie, pentru care primei laude ca acestea, bucură următoarea a împărătei să cerești, bucură izvor de milostivire, bucură-te văduvelor, bucură-te hrănitoare a celor flămânzi, Bucură-te, îngrijitoare a orfanilor, bucurăte te vindecătoare a bolnavilor, bucurăte te povățuitoare a tinerilor, bucură-te, toia, toiac de sprijin al vârstnicilor, bucură-te, ajutătoare a celor neputincioși, bucură-te, liniștitoare a celor turburați, bucură-te, mângâietoare a celor întristați, bucură-te, ocrotitoare a celor singuri, bucură-te, cuvioasă Maica Teofana, mult nevoitoare multă întărire spre lucrarea virtuților ai primit înțeleaptă când te rugai înaintea cinstitilor moaște ale Sfinților Filoftea, Parascheva și Teofana, care se aflau atunci la Târnovo, de aceea și acum împreună cu acestea când în ceruri cu îngerii, în tristări cumplite au venit asupra ta sfântă, când ai înmormântat pe doi dintre fiii tăi răpuși în război tu însă nu te-ai clintit, pentru că, că erai întemeiat duhovnicește pe piatra credinței în Hristos, Cel ce pentru noi a pătimit, a murit și a înviat, de aceea și noi te lăudăm, grăind. Bucură-te, ceea ce pe pământ ai avut multe întristări, bucură-te, ceea ce nu te-ai lăsat doborâtă de năcasuri, bucură-te, rugătoare, pentru fiii tăi răposați, bucură-te, pildă de credință, nestruncinată, bucură-te mărturisitoare, a nemuririi sufletelor, bucură-te, ceea ce aștepți în virea morților și viața veacului viitor, bucură-te, ceea ce te-a asemănat Maicii înturerate a lui Hristos, bucură-te, născătoare de fii pentru împărăția cerurilor, bucură-te, mamă de eroi, care au apărat creștinătatea, bucură-te, că întărind ortodoxia aceasta a putut îndura jugul păgân aproape cinci veacuri. Bucură-te, pătimitoare, fără de sânge, pentru apărarea credinței. Bucură-te, ceea ce prin lacrimi ți-ai făcut sufletul roditor. Bucură-te, cuvioasă Maică Teofana, mult nevoitoare, mângâiere necasuri, în râvnă, în lucrare, duhovnicească ai aflat prin cistirea și citirea scrilor Sfinților Părinți, de aceea a înființat mai întâi la Loveci, apoi la Târnovo, lăcașuri în care gramaticii tălmăceau din limba greacă și scriau în slavonă cuvinte reziditoare de suflet ale marilor dascăl și ierarhi, precum și viețile sfinților, pe care citindu-le slăveai pe Dumnezeu și cântai Aliluia. Alături de tarul Ivan Alexandru ai sprijinit zidirea de biserici și mănăstiri, cetăți ale sfințeniei, și ale învățăturii mântuitoare, prin care poporul se întărea în dreapta credință, se îndepărta de rătăciri și de păcate, urmau viața evanghelică și lucrarea faptelor bune strigânții acestea, bucură-te, Maică, duhovnicească, bucură-te, iubitoare a frumuseții casei lui Dumnezeu, bucură-te, împodobitoare a bisericilor cu alese odoare, bucură-te, a obștilor monahale, bucură-te, închinătoare a mănăstirii, Bocicovo, bucură-te, bisericii, în stâncă de la Ivanovo, bucură-te, ceea ce ai pus piatră de temelia mănăstirii, Cherivarevo, bucură-te, bisericii, Sfântul Nicolae, din Nesebar, bucură ceea ce ai adus daruri în locașul Maicii Domnului Eleusa, bucură Iubitoare Sfintelor slujbe ale Bisericii, bucură-te ceea ce prin rugăciune pe tine însăți biserică te-ai făcut. Bucură-te cu vioasă Maică Teofana mult nevoitoare, deși era înconjurată de tumultul de la curtea țarului, nu ai trecut cu vederea viață duhovnicească ce ai cugetat să săvârșești neîncetate rugăciuni pentru sufletul tău, pentru țară și pentru întreaga lume. Astfel râvnă și evlavia ta către Dumnezeu și către Sfinți au ajuns cunoscute tuturor, pentru care poporul te numea împărăteasă, binecredincioasă și evlavioasă, iar lui Dumnezeu îi cânta Aliluia. Îndelnicire folositoare de suflet s a devenit rugăciunea neîncetată prin chemarea dulcelui nume a lui Isus Hristos, Fiul Dumnezeu, prin care alungai ispitele vrăjmașului, ținei paza gândurilor și te umpleai de lumina Harului curățitor, luminător și sfințitor. Drept aceea te, te cinstim, grăin! Bucură-te, împărăteasă iubitoare de isihie! Bucură-te, ceea ce stăpânește asupra pornirilor firii căzute! Bucură-te, rugătoare smerită! Bucură-te, trâmbiță vestitoare prin cuvintele sfinte! Bucură-te, minte, care cuprins cuvintele rugăciunii. Bucură-te, inimă, care te faci lăcaș al minții rugătoare. Bucură-te, aducătoare de jerfe, cuvântătoare. Bucură-te, ceea ce ți-ai curățit sufletul de patim. Bucură-te, primitoare a încredințărilor cerești. Bucură-te, vas al harului dumnezeiește lucrător. Bucură-te, ceea ce ai învățat și pe alții rugăciunea minții bucurăte te făclia isihasmului născător de sfinți, bucură-te cuvioasă Maică Teofana, mult nevoitoare, vrăjmașul neamului omenesc, voind să risipească sporirea ta duhovnicească prin care stăruiai și străluceai în cetatea Târnovo, ca o lumină pusă în sfejnic, a ridicat asupra ta grea încercare prin soțul tău, care a prins de patim, te-a părăsit, și te-a alungat din palatul împărătesc, iar tu, Sfântă, cunoscând din viața dreptului Iov rostul necazurilor, ai adus lui Dumnezeu cântarea Aliluia. Prin credința ta neclintită în purtare de grijă a milostivului Dumnezeu, ai preschimbat necazul în prilej de sporire duhovnicească și fiind lepădată de împăratul pământesc, ai lergat să-i slujești cu dăruire împăratului ceresc și primind chipul călugăresc, auzi de la noi acestea. Bucură-te ceea ce pururea l-ai avut pe Domnul Iisus, mire al sufletului. Bucură-te ceea ce prin tunderea în călugărie ai arătat, în văzut dăruirea ta față de Hristos. bucură primitoare a numelui Sfintei Împărătease, Teofana din Bizanț. bucură următoare a nevoinților și a binefacerilor ei. Bucură-te ceea ce ai avut merită cu getare, bucură-te ceea ce te-ai supus ascultării în mănăstire, bucură-te biruitoare a cârtirii, bucură-te alungătoare a nemulțumirii, bucură-te cea luminată de bucuria sfântă, bucură-te sprijinitoare a monahilor împreună nevoitoare, bucură-te cea stăruitoare în metani și postirii, bucură iubitoare a privegherilor de toată noaptea, Bucură-te, cuvioasă Maica Teofana, mult nevoitoare! Binecuvântare și îndrumare ai cerut Sfântului Grigorie Sinaitul, dar și altori părinți îmbunătățiți ucenicei săi, știind că cei lipsiți de povățuire cad ca frunzele, iar mântuirea este sfat mult. Pentru aceasta bine sporind spre noi suișuri duhovnicești, ai Mântuitorului Hristos din inima Aliluia! De la părinții duhovnicești ai vremii tale, ai deprins și tu cu vioasă Teofana, ascultarea, dobândirea liniștii și rugăciunea minții, prin care ai ajuns la mari măsuri duhovnicești și ai fost tu însăți călăusă duhovnicească și pildă altor nevoitori. Pentru aceasta, minunându-ne, strigăm bucură-te următoare a Sfântului Grigorie Sinaitul, bucură-te, fică, sufletească a cuviosului Teodosie, de la Târnovo, bucură-te îndemn, la desăvârșire pentru cuviosul, romii, bucură-te pildă de sfințenie pentru viitor patriarh Heftimie, bucură-te icoana răbdării smerite pentru creștinele din lume, bucură al monahilor chip de nevoință stăruitoare, bucură-te apărătoarea dreptei credințe mântuitoare, bucură-te ceea ce pe Domnul Iisus Hristos l-ai vestit a fi Mesia, bucură ceea ce te împotrivit ereziilor vremii. Bucură-te, luptătoare împotriva rătăciților adamiți și bogomili, bucură-te primitoarea a Harului Dumnezeesc necreat, bucură că închii potrivit porți numele arătării lui Dumnezeu, bucură-te cu vioasă Maică Teofana, mult nevoitoare, ajungând fiul tău Ioan, țara vidinului ei urma fost bună sfătuitoare pentru el și pentru soția lui Ana, româncă și adineamul din basarabilor. Acolo a spărit viața duhovnicească a cetății, iar poporul bucurându-se, mulțumea lui Dumnezeu cântând Aliluia. A îndemnat pe cucernica ta noră Ana să rânduiască tălmăcirea și copierea de scrieri folositoare de suflet, precum vestitul zbornic de la Vidin, sunt în de sfinte femei, ca să fie pildă de purtare plăcută lui Dumnezeu. Pentru aceasta te laudăm cu evlavie. Bucură-te, ce asemenea drepte Ana, mama lui Samuel, în rugăciunea minții. Bucură-te, următoare, a dreptei Elisabeta, în darul prorocesc. Bucură-te, asemănătoarea, în înțelepciunea muciniței Caterina. Bucură-te, mărturisitoare, a trăimii ca fecioara varvara, bucură-te cea milostivă, ca sfânta filoftea, bucură-te cea împodobită în virtuți, ca sfânta parascheva, bucură-te ceea ce urmai nevoințelor, sfintei Teofana în Bizanț, bucură-te vestitoarea credinței, ca diaconița Tatiana, bucură-te împreună rugătoare, cu marea muceniță Chiriachi, bucură-te cea de aceeași cinstire cu Sfânta Teodora, de la Sihla, bucură-te pildă pentru Doamna, milița Sofia Sfântului Voievot Neagoie Basarab, bucură-te cea de potrivă cu Doamna Maria Brâncoveanu în răbdare necazurilor, bucură-te cu vioasă Maică Teofana, mult nevoitoare, loc de puznicie ai aflat la schitul de... De la Albotina săpat în stâncă, nu departe de Vidin. Acolo ți-ai închinat lui Dumnezeu ultimii ani ai vieții în post, rugăciune și priveghere. Acolo poporul credincios se adunat la zile de sărbătoare și ți-a asculta povățuitoarea de maică și duia să da cântarea Aliluia. Ajungând la înaltă sporire duhovnicească, Domnul Hristos a binevoit să te primească în locașul cerești, neîngânduind să privești cu ochii pământești căderea vidinului sub stăpânire păgână. Atunci, dându-ți Duhul în mâna lui Dumnezeu, ai fost prohodită cu mare cinste, fiind plânsă de tot poporul care striga ție aceste laude. Bucură-te ceea ce-ai vestit prin fapte dreapta credință, bucură-te propovăduitoare a lui Dumnezeu, bucură-te oglindă a milostivirii cerești, bucură-te binefăcătoare duhovnicească a poporului ortodox, bucură-te, Maică sufletească a tuturor, fără deosebire de neam. Bucură-te, povățitoarea binecredincioșilor români din Timoc, bucură-te, o a moștenirilor până astăzi, bucură-te ceea ce e strălucit prin iubire jerfelnică, bucură-te, luminătoare a minții poporului credincios, bucură-te ceea ce te rogi ca Ortodoxia să strălucească în toată lumea, bucură-te vindecătoare de a trupurilor noastre, bucură-te, mișlocitoare pentru mântuirea noastră. Bucură-te, cuvioasă Maică Teofana, mult nevoitoare! O cuvioasă Maică Teofana, ceea ce e bunul neam domnesc al strămoșilor tăi la împodobit, cu lumina Sfințeniei, roagă-te stăruitor pentru noi, cei ce te cinstim cu evlavie ca fiind întăriți în credință, nădejde, dragoste, să biruim ispitele vrăjmașilor nevăzuți și să-i cântăm în veșnicie prea Sfintei trăim cântarea Aliluia, Aliluia, Aliluia! Îngerii și oamenii cinstesc astăzi cu mare bucurie pe cuvioasa Teofana, pe care a rodit-o neamul românesc și care a luminat ținuturile Bulgariei cu viața ei sfântă, cu nevoințele și cu îndelunga răbdare a multor necazuri, prin care a dobândit harul Duhului Sfânt, iar noi o lăudăm după vrănicie zicând, Bucură-te, fica țării românești, bucură-te, binecuvântare pentru poporul bulgar, bucură-te, ocrotitoare a românilor de pretutindeni, bucură-te, Apărătoarea a ortodoxiei, bucură-te pilda soților și mamilor creștine, bucură-te ctitor de sfinte locașuri și mănăstiri, bucură-te la răspândirea scrilor sfinte, bucură-te sprijinitoare darnică a tuturor celor săraci, bucură-te rugătoare isihastă, plină de har, bucură-te ceea ce ai suferit fără cârtire în tristări și umilințe, bucură-te monahie stăruitoare în postiri și privegheri, bucură rugătoare, în ceruri pentru mântuirea noastră, bucură-te, cuvioasă, Maică Teofana, mult nevoitoare, pe cuvioasă Teofana să o lăudăm pe o cea din neamul basarabilor, ca aceasta repădând slava cea deșartă și răbdând multe necazuri și întristări nevoințe puznicești a luat asupra sa, acesteia să-i cântăm, bucură-te, cuvioasă, Maică Teofana, mult nevoitoare.